Integritatea reprezintă un reper nu important, extrem de important în evaluarea miniștrilor și reacția de astăzi a fost una pe măsură. Domnul ministru Chesnoiu, prezentându-și demisia pe care am aprobat-o fără echivoc, urmând să se deruleze procedurile la nivelul guvernului privind nominalizarea unui ministru interimar în perioada următoare, până când va fi o decizie politică privind înlocuirea domniei sale.